Breaking news. Valul 4 al pandemiei face ravagii în România. Țara noastră ocupă primul loc în Europa la numărul de decese înregistrate în 24 de ore și locul 3 în lume la categoria mortalitate. Practic ieri, un român a murit la fiecare 3 minute în țara noastră. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Conform statisticilor, într-un an și jumătate de pandemie în România, coronavirusul a făcut un număr egal de victime cu cel din accidentele rutiere ale ultimilor 18 ani. Mădălina Ignat, colega mea, se află în acest moment la secția ATI a Spitalului Bactasar Arsenia. A stat de vorbă cu specialiștii, cu medicii. Mădălina, venim și noi la tine. Ce spun aceștia? Vor fi și următoarele săptămâni la fel de grele? Este dezastru ce se întâmplă în momentul de față în spitalele din țara noastră. Din cauza virusului, știm deja că secțiile de terapie intensivă sunt pline de pacienți care au nevoie de îngrijiri pe secțiile ATI. Suntem în acest moment la Spitalul Bactasar Arsenii din capitală. Aici, ca și în celelalte spitale, oamenii sunt îngrijiți de personalul medical și pe holurile spitalului, și asta pentru că cei care ar avea nevoie pe secțiile de terapie intensivă nu se mai poate face acest lucru din cauza faptului că, spuneam mai devreme, nu este niciun loc. Noi am ajuns aici în această dimineață și am văzut ambulanțe care aduceau oameni. Evident, în momentul în care oamenii sunt aduși aici, sunt testați din nou și spuneam și mai devreme că cadrele medicale fac tot ceea ce este omenește posibil pentru ca cât mai mulți oameni să fie salvați. Din ce am stat de vorbă cu medici, înțelegem că cei mai mulți dintre pacienții care așteaptă ca aceștia să fie transferați și în alte locuri, în cazul în care se găsesc locuri pe secțiile de terapie intensivă, însă știm deja ce se întâmplă în acest moment, faptul că nu mai este niciun loc. Vedem oameni care sunt în acest moment pe holurile spitalului și așteaptă cu buteliile de oxigen ca un loc să se elibereze.